Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Izabela Marinescu și suntem la o nouă ediție a emisiunii Parenting 21. Ne place tot timpul să vedem copii fericiți, cât mai lipsiți de griji, fără dureri, fără niciun fel de probleme. Din păcate, unii dintre ei trăiesc în medii mai puțin ofertante sau poate părinții nu-și permit lucruri sau mulți dintre ei au neșansa de a sta prea mult timp prin spitale. Sunt oameni care se hrănesc cu bucuria de a dărui și astfel de persoane am și eu aici în platou alături de noi, care s-au hotărât să aducă zâmbete pe chipul copiilor în fiecare zi și oferindu-le lumini de basm. Bună seara, doamnelor! Bună seara! Bună seara! Sunteți inițiatoarele campaniei Dăruiește o lume de basm. Eu aș spune mai multe lumi de basm deja, pentru că voi v-ați propus deja patru, da, pe care cred că le vedeați tot timpul anului ca fiind îndeplinite, iată suntem în prima parte, abia au trecut trei luni și deja ați creat patru lumi de basm. Veniți, aș spune, din arii total diferite, deși ca și profesii sunteți diferite și aș vrea să vă prezentați fiecare dintre voi și apoi să înțelegem cum v-ați unit în acest demers. Mădălina, că ești aici aproape de mine. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mi se pare că genul acesta de emisiune este o oportunitate să atragem alături de noi și alți oameni care vor să dăruiască la rândul lor o lume de bază sau mai multe lumi de bază și de ce nu să oferim un exemplu care poate fi urmat nu doar anul acesta cum ne-am propus noi, ci și poate anii următori. Numele meu este Mădălina Gâdiuță, sunt coordonator al unei instituții de învățământ a credințelor Butterfly și m-am alăturat acestui demers cu bucurie pentru că mi se pare foarte important să învățăm copiii să citească. Este minunat și să îi împrietenim cu cărțile încă de la cele mai mici vârste, nu neapărat de când știu să citească, așa-i? Evident, da. Raluca! Bună ziua, bine v-am găsit sau v-am regăsit. Mă numesc Raluca Chișu, reprezint Asociația Kinetobebe. Noi am dorit să fim alături în această campanie și să depunem toate eforturile necesare de a reuși să oferim cât mai multe lumi de bază, pentru că, de fapt, aceste lumi de bază sunt oaze de realitate pentru copii. A citi o carte înseamnă să te ancorezi în realitatea în care trăiești, să fii aproape de părinți, să fii aproape de dascăli. Vedem în terapii ce înseamnă a folosi excesiv lumea virtuală și atunci încercăm să oferim această variantă de a citi ca o alternativă sănătoasă. Și da, pe parcursul vieții am ajuns în foarte multe medii defavorizate, așa cum spui tu, și am văzut că și acolo sunt copii care își doresc. Și în momentul în care un copil își dorește să citească și nu are din ce să citească, este dureros și a-l ajuta cu o carte înseamnă a-i atinde o mână, a-l bucura și să nu uităm că așa cum cărțile ne-au format pe noi, așa dorim să dăm și noi mai departe acest lucru. Mădălina, vrea să dea încercăm share. Să dăm share. Da, pentru că sunt sigură că să fie alături de noi cât mai multe persoane și să apreze da, pentru că campanie. Ceea ce noi facem, de fapt, se și bazează și cred că asta este ceea ce și dorim să transmitem și online și în toate felurile posibil. Vrem să aducem oameni alături de noi care să doneze cărți, să doneze board games-uri, jocuri în stare bună, pe care după aceea să le ducem mai departe copiilor, care le așteaptă și să știți că le așteaptă. Monica. Bună, eu sunt Monica Popescu. Am mai multe roluri, mai multe pălării. Sunt în primul rând prietenă bună cu cele trei fete, o să ajungă și Adela. Noi, ce ziceai tu un pic mai devreme, este real, dar în același timp poate fi completat, pentru că în realitate noi colaborăm pe diverse proiecte. De-a lungul anilor am colaborat și cu Adela, și cu Raluca, și cu Mădălina pe diverse proiecte care au legătură cu copilăria.
în rolul meu de membru al echipei Itibiții, de la Radio Itibiții, în rolul meu de coordonator al Asociației Emovere sau în diverse, sau jurnalist pur și simplu, sau mamă, cum sunt în viața de zi cu zi. Realitatea este că proiectul Dăruiește o Lume de Bază, că până vine și Adela să începem cu începutul, a fost inițial o joacă. Eram de Crăciunul, sau mă rog, în decembrie, de fapt cred că la sfârșitul noiembrie, eram la prietena noastră la o cafea și ea pregătea deja bradul de Crăciun. Cealaltă invitată, da, care a cucerit, exact, pe drum, care o să vă povestească despre locul unde a fost lansată această campanie, și vorbeam despre nevoia oamenilor de a fi darnici de Crăciun, de sărbători. Și cum toată lumea se activează, toată lumea se agită, ies campanii peste campanii. Ți se pare, mamă, că brusc toată lumea devine bună, interesată, grijulie și așa mai departe. Și noi toate, care suntem de ani de zile în acest domeniu, de mulți ani toate, știm că asta se termină. La 1 ianuarie dispare parcă toată generozitatea. Și eram toate patru pe aceeași lungime de undă. Mamă, cum o să dispară tot bazmul ăsta frumos în câteva săptămâni? Și era frustrant așa, știi? Și când am văzut bradul pe care îl construia Adela, am zis, haideți, mă, să facem ceva care să poată merge tot anul. Începem cu ceva simplu, cu ceva în care credem, și hai să arătăm oamenilor că pot să fii darnic tot anul, că eu una, ca jurnalist, ca manager de PR, ca ce vreți voi, așa, de-a lungul celor 20 de ani de activitate, asta am văzut, că orice lucru bun, care este și bine promovat, devine un exemplu pentru ceilalți oameni. Și că odată ce reușim să facem ceva care merge tot anul viitor, în care va duce mai departe acest concept de dăruiește tot anul, s-ar putea să inspirăm și pe alții. Și pentru că noi credeam foarte tare în cărți, am gândit varianta în care să stârnim oamenii să dăruiască cărți, pentru că noi chiar credem, și ea vede la ea la grădiniță, și Raluca vede la ea la toate centrele unde se ocupă de sănătatea copiilor sau în spitale. Adela vede la ea în restaurant unde vin părinți, vin copii, unde știe exact că dacă vine cu o carte, copilul este deja fermecat, știi? Și deci noi toate, nu mai zic eu, la Itibiții chiar am făcut multe, multe campanii în direcția asta. Și atunci am mers pe ce știm să facem. Și de ce v-ați nișat pe cărți? De ce n-ați ales să strângeți hăinuțe, dulciuri? Tocmai de asta, pentru că noi chiar credem că oamenii au nevoie de... că acești copii, mai ales copiii aceștia defavorizați, au o șansă în plus dacă primesc o carte. Mi-aduc aminte că exact asta a fost discuția pe care am avut-o, nu știu dacă vă amintiți, la momentul respectiv. Ne-am gândit că toată lumea merge în direcția haine, mâncare, dulciuri. Ne-am și ciondănit pe dulciuri, că unii ziceau, unele dintre fete ziceau, hai să dăm și dulciuri, altele, Mădălina și cu mine amândouă, s-au zis, bro, nu le dăm dulciuri, că nu sunt sănătoase, pentru că vin și imediat, și fetele au zis la fel, nu cu dulciurile, că nu suntem de acord niciuna cu dulciurile. Și atunci, de fapt, în realitate, am ales acel lucru în care credem, în care toate credem. Patru. Noi credem în asta. Cum alții credem în altceva? Am făcut un studiu de piață la momentul respectiv, ne-am interesat puțin să vedem ce se întâmplă în bibliotecile, cu toate știm că de pildă în spitale nu prea există biblioteci, nu cred că există nicăieri, poate doar într-un spital în care cineva ca noi a... Scuze-mă un pic, a venit și colega voastră. Adela, bună seara! Bine că ai ajuns! Am ajuns! Mulțumim foarte mult! Da, și mulțumesc de invitație! O lăsăm pe Mădă să termine un pic ideea, după care aș vrea să te prezint și tu, că fetele ne-au povestit ce și cum. Și începutul! Și începutul! Deci te-am vorbit un pic! Nu o să ne întoarcem, ai scăpat! Exact! Povesteam că am pornit de la ideea cu cărțile. M-am interesat puțin pentru că e cumva, eu știu, cea mai conectată cu domeniul acesta legat de grădinițe, școli.
Și am aflat că nu există bugete foarte mari care să mai fie date pentru dotarea bibliotecilor. Există biblioteci școlare în multe școli, dar în cele mai multe dintre ele nu mai sunt volume noi care sunt de interes astăzi pentru copii. Și așa cum începusem să spun, în spitale nici atât. Ralu a venit ne povestește Raluca mult și bine minunată despre biblioteca școlară dintr-un spital și biblioteca dintr-un spital și probabil că vom continua cu asta. Cred că și următorul pas e în aceeași direcție. Povestim. Și atunci asta ne-a îndrumat, ne-a îndemnat practic și ne-a încurajat să mergem pe proiectul acesta legat de cărți. Și cred că iarăși un motiv foarte important este faptul că într-adevăr nu se mai citește și mai ales Madalina venind din partea școlară spunea că din ce în ce mai puțin copii citesc și părinții citesc din ce în ce mai puțin copiilor. Și atunci, bun, nu se mai citește, dar în momentul când au o carte la îndemână, este șansa mult mai mare să aleagă a citi. Și vorbind despre spitale, în spitale copiii stau foarte mult cu mâna pe o tabletă, cu un telefon în mână. Dacă există varianta unei camere de recreere, unei biblioteci în camera de recreere, la un moment dat ne plictisim și de telefon și luăm o carte. Și cartea aia, dacă există acolo, chiar se întâmplă lucrul acesta. În momentul în care nu există, atunci nu avem ce face. Suntem captivi salon, într-o lume virtuală, da, și într-un salon și probabil în toate gândurile acelea care sunt în saloanele spitalelor. Cum bine spunea Ralu, mi-aduc aminte într-unul din materialele noastre, le oferim copiilor o evadare din realitatea de zi cu zi, a injecțiilor, a tratamentelor, da, și așa mai, da, departe. Adela, la tine a luat naștere această campanie, nu? În spațiul tău. Da, e adevărat, la Cavabis. La cea mai gustoasă cafea din zonă. Exact. Ceva din experiența ta de acolo te-a determinat să te alături acestei campanii? Mă gândesc că vin și părinți cu copii, nu? Da, la tine, locație. Nu. E adevărat și încercăm cumva, atunci când își petrec timpul în bistroul nostru, să nu se concentreze exclusiv într-o tabletă sau un telefon. Și atunci ne-am gândit să inițiem această campanie. Dăvește o lume de bază și de aici, mă rog. Și la tine a avut loc și evenimentul de lansare, da, să spunem. Ne-am gândit, exact, totul a început cu un brad caritabil. Uh-huh. Ne-am gândit noi cum să facem, mă rog, să apropia Crăciunul și atunci am zis că da, e un motiv. Să facem ceva frumos împreună pentru copii. Exact. Și să ducem pe tot an. Exact, ne-am gândit să nu ne concentrăm doar pe Crăciun. Se deslipesc oamenii de cărțile din bibliotecă sau vin cu cărți noi? Ce ați observat? Noi am avut, mi-aduc aminte, fetele știu că nici nu știu la ce oră v-am pus. Noi avem un grup în care comunicăm prin mesaje și nu știu ce. Și după ce am dat, cred că, primul filmuleț de la prima bibliotecă pe care am făcut-o la Ștefănești și a început să fie promovat online de diversi oameni, de diversi colegi de-ai mei din presă sau așa, ne-au scris foarte mulți oameni, dar foarte diversi. Am avut când nu știu cât era, la 11 noaptea mi-a scris un domn, am 500 de cărți, sunați-mă mâine dimineață, vreau neapărat să vi le donez. Știți-mă cum a fost 500 de cărți? Da, deci așa, deci asta a fost efectul unei campanii, o companie generoasă care, da, lucrează în domeniu, în care tipărește cărți și efectiv a văzut filmulețul în care noi povesteam cum am făcut prima, eram noi foarte mândre de prima bibliotecă din februarie, pe care am reușit-o în luna februarie și ne-a scris la 11 noaptea. Cum ați făcut prima bibliotecă? Păi, prima bibliotecă a fost făcută în primul rând din cărțile care au fost donate atunci, s-au adunat sub bradul ei, da, sub bradul de la ea. După aia ne-au mai susținut și diverse comunități de mămici, că sunt blogări care s-au activat. Da. Noi am trimis știrea și filmul, că aici e zona mea, fiind
colegii mei jurnaliști și blogări, imediat am luat legătura, le-am povestit, le-am dat filmulețul și s-au activat. Sunt oameni care au adunat, au făcut un alt eveniment la ea, în care au venit părinți pur și simplu cu bungulițele și apare în filmuleț. Da. Da, după primul filmuleț am primit la un moment dat un mesaj și acum al doilea mesaj de la persoane în care spun ok, aveam niște cărți multe, de regulă câteva sute, depozitate da. Într-o bibliotecă, îmi doresc foarte tare să fie utile cuiva și atunci vi le dăruiesc cu plăcere. Este a treia persoană în care îmi spune. Mi-au scris oameni de la Târgu Mureș, ne-au scris oameni de la Iași, de la Constanța, deci sunt oameni care ne scriu, ne-a scris de la Comarnic, ne-a scris o doamnă. Nu există un model. Nu deci există un model de om. Noi vedem în centru de terapie, vin copii cu cărțile care le-au terminat să le citească ieri și vor să le aducă astăzi, să le dea mai departe să citească și altcineva. Și vine un copil cu o carte și o lasă pentru acolo. Noi e foarte okay. A doua oară când vine în terapie, se uită în coș și n-a plecat cartea mea, de ce nu mi-ați dus cartea? O ducem, stai așa, mai adunăm mai multe și mai ducem. Există astfel de copii și există părinți, de exemplu, care au plecat din București cu mașina lor, pe banii lor, până la Constanța, au adunat cărți în saci și au adus mașini cu saci de cărți. Da, cărțile, cum spuneai tu, se desprind oamenii de cărți? Da, se desprind unii oameni de cărți și le dau cu drag și se vede că multe cărți sunt cărți citite și ne uităm că parcă punem o istorie într-o bibliotecă. Și sunt cărți și foarte noi. Sunt cărți noi care vin de la părinți care atunci când cumpără o carte pentru copilul lor, au mai cumpărat încă o carte, la fel, și au lăsat-o de la sub brad. Lucru care ne dă speranța că, într-adevăr, în momentul în care angrenăm toată comunitatea, și de fapt proiectul nostru asta înseamnă, a angrena o comunitate frumos, oamenii răspund. Oamenii răspund, iar în momentul în care, uite, sunt emisiuni ca aceasta și mesajul ne e cel corect pe care îl dăm, să ajungem la mai mulți oameni. Zic că, într-adevăr, aici stă succesul acestei campanii și nu neapărat campanie, cât gestul și ambiția noastră de a face lucrul acesta. Vrem să facem tot anul. Vrem să numărăm la sfârșitul anului boboci. Adică, câte biblioteci face? Tu ai văzut deja generații de copii. Ce efect are pe termen lung educația asta și din grădiniță, și de acasă, de a dona, de a fi mai bun cu celălalt? Mi se pare că este un exercițiu extraordinar, în primul rând de conștientizare a faptului că lucrurile nu există pur și simplu și unii dintre noi avem, alții dintre noi nu avem și atunci putem aștepta foarte mult. M-am bucurat foarte tare să pot să-l am la dotarea ultimei biblioteci alături pe fiul meu. Mi-am dorit mult, l-am învoit de la școală să meargă cu noi, tocmai din motivul ăsta. Mi-am dorit să vadă ce se întâmplă. La prima bibliotecă am mers cu o grupă de copii de la grădiniță, ei au așezat cărțile. Merg copiii cu voi, nu? Da, din cei care donează. Cu bucurie și părinții sunt foarte încântați de lucrurile astea, tocmai pentru că își doresc să intre în contact cu acest gest, să povestească despre cărți. Mi se pare chiar povestea despre cărți. Cred că și pentru copiii noștri devine mult mai importantă cartea în momentul în care văd că este atât de frumos să o donezi, să o duci acolo, să o dai altuia, pentru care, într-adevăr, și pentru acela e o valoare alta ceva în momentul în care vine din partea unui copil. Și aici am dorit să implicăm emoțiile copiilor în ceea ce facem noi, pentru că copilul primește foarte curat acest gest de a dărui și cred că avem o generație foarte frumoasă de copii acum, pe care dacă o pregătim corect și curat și noi, la rândul nostru, ne vom bucura de ei ca adulți și ne vom bucura și de rezultatele lor altfel. Să știi că am avut surprinderea să insist să spun lucrul ăsta pentru că mi se pare foarte important. Am avut surprinderea să vedem că în comunitățile cu oameni, să spun, copiii ai unor oameni care nu au atâtea posibilități materiale, nu au posibilitatea de a pune la dispoziția copilului un smartphone, un PC de nu știu care, există tendința mai mare de a împrumuta cărți de la bibliotecă și de a lectura. Și mi se pare fenomenal să le dăm acest instrument, să le aducem cărți noi din generația lor, să poată să citească.
Cum ați ales locațiile? Prima a fost la Ștefănești, nu? Prima a fost la Ștefănești, da, era cumva conectată cu zona uneia dintre grădinițele Butterfly. Știam că au nevoie de cărți. Mi s-a părut un gest extraordinar să facem pentru o comunitate apropiată lucrul ăsta și cred că așa am decis. Contează foarte mult oamenii. Deci, haide să zicem adevărul. Contează mult oamenii. Oamenii care sunt cu adevărat deschiși, oamenii care chiar apreciază cărțile, oamenii care chiar după aia fac ceva cu ce ducem noi acolo, pentru că dacă ne apucăm și dăm cu forța cărți în locurile unde nu e un director de școală sau de grădiniță implicat sau un crezător în această campanie sau în acest demers, pierdem vreme. Deci, acolo unde ni s-a scris și am fost chemați și am fost și credem că deja avem o listă peste așteptări. Chiar peste posibilități logistice, spune, când exact, exact. Mari probleme, într-adevăr. Colectat, decolectat e relativ ușor, dar... Pentru că sunt deja centre multe la noi. Exact, avem 7 centre de colectare, însă transportul și, mă rog, tot ce înseamnă infrastructură logistică e complicat. Consumatoare și de resurse și de energie. Știi? Și atunci contează mult, nu pierdem vremea și energia iurea, contează mult cine ne cheamă, cine apreciază cartea, proiectul și așa mai departe. E unde sunt centrele simplu de colectare? Păi la ele! La noi acasă, că așa e cel mai ușor. În cele 3 grădințe Butterfly din Cosmopolis și undeva în zona de nord și la grădina zoologică, la Cavabistro. La Cavabistro, în Calea Floreasca, 91-111. Și cele 3 centre Chinetobebe, Șosea Olteniței, Calea Moșilor și în intrarea Catedrei. Și ca să completez să fim în multe locuri. Să le fie ușor. Ca să completez ce spuneai tu cu cine, unde ducem cărți și cum ne gândim să ducem cărțile, este foarte important și cel care primește, cum primește și cum oferă mai departe copiilor, acel administrator în ghilimele al bibliotecii și ceea ce s-a întâmplat și la Ștefănești, da, exista o bibliotecă, este, dar avea nevoie de un suflu nou, avea nevoie de cărți noi, avea nevoie fix de lucrul pe care noi îl dăruim, a o lume de bază, o lume pe care probabil un pic să o scoatem la lumină din nou și să o prezentăm în alt mod. În a doua lună am fost la Curtea de Argeș, unde la fel, tot din punct de vedere logistic, am încercat să acoperim cât mai multe locații și să ducem cărți, pentru că am primit multe cărți în 3 locuri și am încercat acolo la fel să găsim oameni care ne primesc cu drag. Și am avut surpriza să mergem la o școală și ei la fel ne-au lăsat să completăm fondul de carte pe care l-aveau. Spre surprinderea noastră era o cameră mică de bibliotecă, am intrat și noi cu cărțile noastre și au spus da, trebuie să fie și mai mare și vom încerca să avem o sală și mai mare de bibliotecă. Apoi am fost la un club de lectură unde se promovează ideea de a citi pentru copiii care nu au posibilitățile astea și neapărat nu au această activitate acasă. Și cel mai drag mie, într-adevăr, am fost la Spitalul Municipal, unde am intrat în secția de pediatrie. Am completat un proiect, proiectul Veselește Pereții Albi, un proiect foarte frumos prin care s-a renovat o parte și cu fonduri locale, secția de pediatrie. Iar acolo, într-o sală nouă de recreere, am dus cărți și am lăsat cărți lângă jucării. Și eu cred, mai ales după cum am văzut medicii care au fost acolo lângă noi și asistentele, reacția este foarte frumoasă, iar ea chiar este apreciată. Și Monica are dreptate, facem acolo unde este apreciat, pentru că doar unde va fi apreciat vom avea și un răspuns foarte frumos și vom fi siguri că acele cărți vor fi folosite. Voi ați realizat și un montaj video, o să-l... Dar tu ai doar unul. Acesta de la Curtea de Argeș și o să vreau să-l urmărim acum împreună și dacă sunt pregătiți colegii mei din regie să-l și vedem. Astăzi am venit la Curtea de Argeș cu câteva mașini pline de cărți.
am făcut 3 opriri, 3 biblioteci și eu cred că am adus foarte multă bucurie la foarte mulți copii și părinți. În primul rând ne-am oprit la școală, ne-am oprit la școala Matei Basarab. Am îmbogățit de acolo biblioteca lor cu volume noi, cu literatură nouă pentru copii, să citească și tot ceea ce este modern, pentru că poate așa îi încurajăm să citească mai mult. Apoi am fost la Spitalul Municipal, unde am fost în secția de pediatrie și am continuat, am mai pus încă un umăr lângă cei care au făcut frumosul proiect Înveselește Pereții Albi, unde în camera lor nouă de joacă, de recreere, le-am dus cărți, le-am dus reviste, le-am dus mici jucării, ca să poată într-adevăr să se bucure de această cameră și de atmosfera care poate ia să o dea unui copil care stă acolo internat. Iar acum suntem la clubul de lectură, unde, după cum vedeți, am umplut biblioteca și cred că se cere o nouă bibliotecă aici. Campania dorește să ajungă în toată țara, dacă se poate, chiar și în acele sătuce uitate de lume. Este nevoie de cultură, este nevoie să investim în viitorul copiilor noștri și de ce să nu începem printr-o carte. Dăruiește o carte și tu. Începe curățenia de primăvară și poate îți prisosesc anumite cărți. Dăruiește-le cu drag copiilor. Vom merge în luna aprilie la secția de oncologie a Spitalului de Pediatrie din Constanța. Sperăm cu multe, multe cărți frumoase, cu povești minunate, care să le dăruiască copiilor o altfel de lume, o evadare din realitatea lor nu așa plăcută. Minunat și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Dar știți, am mulțumim de ajutor, pentru că tu ai fost dintre primii jurnaliști care au reacționat. Adică hai să dăm cezarului ce al cezarului. Cu mare drag, cu mare drag. Asta facem noi. Avem o dita mai bibliotecă, nici nu apuc să le acopăr pe toate. Dar mă bucur când copiii vin și mi-aduc cărți să le citesc, chiar dacă cel mare știe deja. Are o stivă așa la capul patului. Dar știți ce voiam să vă întreb? Doar cărți? Sau putem să aducem și jocuri? Orice vă prisosește, dar jocuri. Exact. Și o să vă zic și de ce. Uite, avem bun, aici da. în prezentare, de la sponsorul emisiunii, Engino, avem câteva jocuri. Pe cele pe care le vedeți în cutii și mai sunt multe în regie, sunt pentru voi, pentru campania de nu știam absolut nimic. Este o surpriză și pentru ele. Jocurile ne-au venit acum de ultima 100 de metri și mă bucur că am putut să contribuim și în felul acesta. Mă stânjenisem așa un pic că n-aveam cărți, dar cu atât mai bine. Nu, să știi că e foarte important. Mulțumim foarte mult pentru că, într-adevăr, la secția de oncologie, unde o să mergem în continuare, nu prea avem voie cu lucruri folosite, pentru că sistemul lor imunitar e scăzut și atunci jucării noi jucăriile și cărțile noi vor fi obiectivul nostru. Perfect! Și o să vă povestesc despre ele. Engino e posibil cel mai avansat joc care există în momentul acesta la noi pe piață, de construcție tridimensională și multifuncțională. Permite îmbinarea și întrepătrunderea pieselor în 6 puncte și deja, deși pe cutie, uite arată să iau aici o cutie, arată un model. Copiii pot face mai multe modele, știi? Li se stimulează foarte mult și motricitatea și imaginația și absolut orice. Sunt recomandate copiilor de peste 5 ani și cei mai mici pot construi și vă garantez eu că se poate construi la 5 ani ce nu vă imaginați. Mai sunt unele adresate vârstei 8-12 și de ce nu și pentru adolescenți și adulți. Da. E o pasiune foarte mare dacă ne place. Și surpriză ne-ai făcut. Deci recunoaștem oficial că a fost o surpriză plăcută și pentru noi și mulțumim din nou. Ești zâna bună. Sper să le folosească cu plăcere și într-adevăr să-i deconecteze de la tot greul și povara pe care o au de dus. Venim cu filmuleț. Poate și explicăm de ce facem filmulețele astea, pentru că e și asta un efort destul de mare și așa, pentru că vrem să se vadă cu adevărat, nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, deci chiar vrem să vedeți copii, cărțile, bibliotecile, locurile unde ducem, pentru că în felul ăsta o campanie devine din ce în ce mai credibilă, indiferent cine o coordonează și cine e implicat și mai departe, când arăți exact ce ai făcut, ai altă credibilitate în fața oamenilor și ți se alătură din ce în ce mai mulți oameni. Când mergeți la Constanța? Păi,
Imediat, apoi după ce ne-ai dat o groază de jucării și recunosc că avem un obiectiv acum în, după 4 biblioteci să batem la ușile editurilor. Asta pe lângă faptul că vă așteptăm în continuare pe voi toți, părinți, copii, grădinițe, blogări, ziariști, oricine ne-a ajutat până acum. Vrem în etapa următoare să batem la ușile editurilor, să arătăm ce am făcut până acum și să invităm să ne ajute, pentru că sigur vom face mai multe biblioteci și vom da cărți mai noi și mai dorite de copii. Și atunci, imediat ce adunăm, obiectivul nostru este în maxim începutul lunii lui mai, probabil sfârșit de aprilie, vedem cum reușim cu adevărat să strângem ce ne trebuie, este să mergem la Constanța. Am anunțat deja că acolo ne așteaptă colegii de la Dăruiește Arip. Dăruiește Arip este un ONG care acționează acolo la spitalul de la Constanța. Ei construiesc acum secția de terapie intensivă pentru nou născuți și prematuri, dar au de ceva ani buni în grijă un centru pe care ei l-au construit, Centru Focus. Centru Focus, unde sunt copiii bolnavi de cancer și de boli rare. Și acolo ei au deja bibliotecile donate de un alt sponsor, goale, sau mă rog, cu foarte puține cărți. Și eu am fost acolo cu ocazia unui proiect și am văzut bibliotecile alea și am zis, aici e nevoie de noi. Și ele deja ne așteaptă. Chiar au pus și online. Că uite, astea sunt bibliotecile unde ne așteaptă cu cărți. Deci ăla e primul, următorul nostru pas cu siguranță. Probabil că fetele mai au și în jurul Constanței alte locuri unde, dacă avem mai multe cărți, facem ca la Curtea de Argeș, ne ducem și într-o școală care nu are cărți deloc sau în alte locuri de genul ăsta. De pildă, acum am observat că am primit foarte multe cărți destinate adulților cu sugestia oamenilor care le-au donat de a fi duse către cămine de bătrâni și mi se pare un lucru extraordinar. Adică dacă adunăm și cărți, da, dacă primim cărți chiar în halul ăsta de diversificate, noi oricum le triem. Tot ce am primit este triat și pus pe categorii de vârstă. Nu am dus cărți de 3 ani la școală, nici de adolescenți la grădiniță și mai departe. Deci sunt, din fericire, avem specialiști. Lumea de bazm este oriunde și toți avem câte lume, nevoie de o lume de bazm. Deci tot ce primim, credeți-ne pe cuvânt, o să ajungă la publicul care are nevoie. Asta ne-am propus. Ne place foarte tare ce facem și chiar credem în asta și, cum ai zis tu, ne încărcăm din asta. Ne încărcăm sufletele de... V-ați gândit să înființați centru de colectare și undeva în țară? Mă, sau cred că cumva automat creat. Exact cum ziceam, am avut oameni care ne-au sus la Târgu Mureș și care adună pentru noi. Avem lângă, la marginea Bucureștiului, un centru unde se strâng. Avem. Deci nu e doar aici comunități de mămici. Sunt ambasadori și am găsit soluții să luăm cărțile de oriunde, pentru că până la urmă asta ne interesează, să le aducem la noi și să le putem distribui și atunci am încercat să găsim soluții. Suntem și pentru Târgu Mureș, și pentru Comarni. Și nici măcar n-am căutat soluțiile. Oamenii au venit în întâmpinarea noastră cu aceste soluții și de asta ne-a fost și foarte ușor. Adică erau multe lucruri care nici nouă nu ne venea să credem că așa repede comunitatea se angrenează și adună și ia acolo și ne dă sugestii și unde să ducem și unde e nevoie și ce ar fi nevoie. Cred că facem minuni social media. Colegii din presă recunosc că ne ajută foarte mult și asta a contat. Adică haideți să recunoaștem fiecare știre și fiecare postare în care se vorbește despre această campanie la modul realist aduce imediat cel puțin câteva reacții de oameni care văd. Și deci cu cât ne ajutați să împrăștiați emisiunea asta sau mesajul în sine pe unde îl găsiți, cu atât ne ajutați să ajungem la oameni care, care vor veni apoi la ea, unde nu mai are brad, dar adună cu drag cărțile, la oricare dintre centrele Mândăline sau la Lucă. Ne ajută foarte... Avem alături și pe radio Ițibiți, evident, care dă mai departe mesajul și îndemnul la Dăruiește o carte.
E atât de simplu. Sau cum zice una dintre mamele blogger care ne-a fost alături, Elena Santos, care... Pe care am văzut-o și în materialul din nou. Cum zice ea, ea așa este și blogul, deamnă la ordine, curățenie, ajută mămicile cu sfaturi, cum să vă, așa. Când faceți ordine și curățenie, dragile mele? Și n-aveți ce face cu cărțile și vreți să faceți loc pentru cărți adaptate vârstei copilului, pentru că știu pe, la mine acasă cum e, când crește copilul, vrea să citească alte cărți, n-are loc de alte cărți și atunci, simplu, le donăm, facem loc de alte cărți și facem și bine și aerisim și casă. E foarte simplu. Nouă, ne place foarte mult când ne spuneai că suntem diferite. Să știi că nu suntem diferite, suntem foarte asemănătoare, chiar dacă lucrăm în domenii diferite. Nouă ne face foarte mult bine să dăm binele nostru mai departe. Și astăzi să știi că e o zi foarte specială. Eu nu am cum să nu aduc aminte, pentru că vin fix din mijlocul acelei zile. Este Ziua Mondială a Epilepsiei. Unde tocmai asta am făcut, am organizat evenimente atât pentru medici, părinți, oficialități, dar și pentru copii, și am avut copii într-o sală separată unde ne-am jucat și am citit cu ei și am făcut jocuri și ne-am dat seama că într-adevăr toate activitățile pe care le facem alături de copii sunt activități minunate care aduc foarte mult bine copiilor. Și atunci cam asta a și fost ideea noastră, de a face mult bine celor din jurul nostru și părinților și copiilor. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru darul minunat pe care mi l-ai adus de acolo, în culorile reprezentative, și am văzut este, și în iara ta. Este ziua purple și da, ne pasă. Și vezi, din astfel de evenimente, din a aduce împreună asociații non-profit, care toți avem același obiectiv, de a face o Românie mai frumoasă, pentru că nouă chiar ne pasă și noi suntem România reală. De exemplu, Purple Day înseamnă conștientizarea unei boli, dar și a încerca să o înțelegem și a încerca să trăim cu cei care au această boală și a integra între noi și în educație și în partea de zi cu zi și mai ales în lumea medicală. Nu pot să mă abțin să nu-mi exprim uimirea că mi-ai spus că s-au adunat copiii acolo și li s-a citit. De obicei, când se adună copii, li se aduce un animator. Așa e, Mădălina? Da. Da, animatorul nostru a fost un magician care a citit cu copii. Iar magie se poate face oricum. Trebuie doar să te uiți în ochii copiilor și să vrei să faci ceva bun pentru ei. Mai cred copiii în povești cu zâne și da. Prinți și prințese? Uite, la noi la radio, unde chiar lucrăm cu povești, avem povești în fiecare seară, dar mai ales avem mesaje de la copii. Copiii sună în fiecare zi și știm exact ce vor. Și noi lucrăm pe tot felul de workshop-uri și pe tot felul de campanii creative în acest domeniu. De aceea te-am și întrebat pe tine. Da, știu. Am observat că da, copiii au nevoie în continuare de povești. Copiii inventează povești, părinții inventează povești. Generațiile noi poate nu mai rezonează atât de tare la personajele cu care am fost noi crescute, dar pe de altă parte sunt mai conectați la realitatea lor. De aia ne ducem cu cărți mai noi, de aia ne ducem cu literatură din ultimii care ani, place acum. Pentru că poveștile noi, mai noi, iau ca eroi pe ei, pe copii, pe tine, pe mama, pe tata, pe doctor, pe... Înțelegi? Adică sunt diferiți din ce vedem noi și, pe de altă parte, e suficient să-i asculți, știi? Și să fii cu urechile pe ei. Mădălina îi vede la grădiniță și sigur știe clar că dacă e să aleagă din mormanul lor de cărți, că ei au multe cărți acolo, ei se vor duce către personajele cu care simt că se identifică mai ușor, știi? Dar cred în povești, pentru că ieri m-am întâlnit cu un băiețel în fața grădiniței și mi-a zis, ești albă ca zăpada. Pentru că tu arăți un pic albă ca zăpada. Și noi știm cum sună la noi la radio și vorbesc ca niște eroi ei, știi, și despre eroii din viața lor de zi cu zi. Iar noi asta încercăm să facem. Să le dăm cărți adaptate nevoilor lor actuale, la radio să le dăm poveștile adaptate nevoilor lor.
unii dintre noi mai și scriu povești. Și trebuie să recunoaștem, mi se pare esențial să spunem și lucrul ăsta, că totuși mergem spre niște comunități de copii care nu își permit să-și cumpere, să clar, ceară părinților o carte pe săptămână. Cărțile nu sunt ieftine, nu sunt accesibile. Nu sunt accesibile. Bibliotecile pe care noi le întâlnim sunt clar învechite și atunci nu mai bine, dacă sunt, da, exact, și atunci pică nu mai bine poveștile noi cu personaje, sigur, conectate, așa cum spune Monica, la realitatea lor de astăzi. Da, poate Adela poate să ne spună, pentru că ea pe lângă acel loc are și specializare de psihologie, poate să ne spună ce am povestit noi la început despre faptul că noi atunci când dăm de necaz, fugim într-o lume imaginară. Exact, exact. Pentru că trebuie cumva să gestionăm aceste emoții, iar pentru un copil emoțiile, mă rog, chiar și pentru adult sunt copleșitoare de cele mai multe ori și atunci au nevoie a fi canalizate și în momentul în care te identifici cu un erou, cu un zmeu, cu o zână. Am o prietenă care fiica ei se identifică cu un buldozer, zice, acum sunt un buldozer și probabil că asta e maniera lor de gestionare a emoțiilor, mă rog, pozitive, negative, oricum greu de dus. Deci da, sunt frumoase cărțile. Și ajută. Și ajută. Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Stimulează imaginația. Și lupta cu bine și rău. Nu vreau să intrăm în povestea aceea, dar pentru că sunt contestate poveștile, că de asta zic, dacă mai cred în poveștile vechi și dacă li se mai citesc. E nevoie de ele în continuare. Da, așa. Da, e nevoie de povești. Nu le face cu nimic rău. Lupta dintre bine și rău, cred că există în orice formă, de sigur noi viața acum... de zi cu zi. Exact, da. Eu recunosc că îmi spun părinții foarte des la grădiniță, da, aș citi cu atenție Cenușăreasa sau, nu știu, aș citi Capra cu treiezi, Doamne ferește să nu le citiți Capra cu treiezi la grădiniță. Dar sigur că contrastul acesta dintre bine și rău și poate chiar poveștile terapeutice care au apărut destul sunt de foarte multe mult în ultimul timp, da, ajută mult, mult. Și ei cred în ele. Poveștile au început din vorba populară și din popor și cred că au fost așa la vremea lor toate niște povești terapeutice la un moment dat. Și cred că tot ceea ce rezolvăm și noi acasă cu copiii sau noi în terapie cu copii pleacă de la o poveste și dacă nu o îmbrăcăm într-o poveste, atunci copilul nu o primește foarte aproape de sufletul lui. Copiii cred în cărți. Eu mă bucur foarte mult că sunt educatori și cadre didactice care folosesc cărțile în fața copiilor și folosesc și cărțile și vor crede întotdeauna în povești copiii și cred că și noi mai credem în povești din când în când, pentru că și noi fugim câteodată cu o carte bună și fugim din realitate și ne avântăm acolo într-o lume de bază pe care ne-o dorim noi. Sau ne identificăm cu eroi. Sau ne identificăm și suntem foarte fericiți. Iar binele și rău sau albul și negru sau ceea ce e foc și ce e apă, întotdeauna vor exista aceste contraste și eu cred că e bine să învățăm pe copii și cu ele și să învățăm și cum să gestioneze aceste două forțe care se luptă. Și mai e o întrebare pe care o primesc foarte des. Despre copilul meu citește foarte mult și toată lumea mă întreabă ce ai făcut? Cum datorită grădiniței, e datorită modelului de acasă, ce ai făcut, domnule, de inia și citește și pe ascuns și mai departe. Și de-a lungul timpului m-am întrebat și eu foarte, dar cred că unul din lucrurile pe care l-am făcut eu și cred că e la îndemâna celor care au cărți sau care pot să meargă la o bibliotecă cât de cât tot, am lăsat-o să aleagă. Deci ea de-a lungul vieții ei și de când era bebeluș i-am oferit alternative care îi plac. Nu i-am băgat pe gât nici o carte care trebuie, nici o carte care mi-a plăcut. Mă rog, aproape nicio carte. Acum e destul de mare și mai are și de la școală unele lucruri. Să mai influențe. Exact. Să aibă alternative. Vorbeam cu un profesor de la un colegiu din străinătate la un moment dat și ne spunea că au o oră de lectură în fiecare zi, obligatorie,
Însă copiii aleg fiecare ce să citească, nu li se impune nimic. Și o parte dintre băieții citeau inclusiv reviste auto. Singura rezervă e că trebuie să fii capabil ulterior să povestești ce ai citit. Și noi am pus în aplicare lucrul ăsta la școală, la școala Butterfly, și a funcționat foarte bine. Cred că încă un lucru pe care îl poți face cu copiii este să le dai acest exemplu, să citești asta tu. Asta clar. Dacă tu te uiți la televizor și spui, acum citește, că e minunat să citești, dar eu mă uit la televizor. Dar tu n-ai pus mâna pe o carte de 150 de ani. Atunci nu funcționează. Noi le citim copiilor la grădiniță în fiecare zi când urcăm la dormitor. Minunat. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc mult succes cu această campanie și să duceți cărți și jocuri. Iată că avem acum multe și de la sponsorul nostru, Engino, să se bucure copilașii de ele și... Te ținem la curent. Da. Poate mergi cu noi. Exact. Dacă mă invitați, cu mare drag. Absolut. Nu mai marți să nu fie, pentru că marțea îmi place să fiu aici alături de telespectator. O să avem grijă să nu mergem. Că spuneați voi de generații, am de-aia făcut un anunț acum pe final, să vă reamintesc de conferința Părinți și Copii, care aduce în discuție provocările cu care se confruntă generația Alpha. Este o nouă generație de copii născută după 2010, estimează specialiștii, până în 2025. Conferința va avea loc la Iași pe 13 aprilie, a cărei moderator sunt și vă aștept acolo. Biletele s-au pus în vânzare deja pe site-ul organizatorilor mamprenoare.eu. Cu acestea încheiem și ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Cu bine!